PSD-iștii ar vrea să își mai încerce odată norocul. După ce au eșuat în Parlament, socialdemocrații se gândesc să atace legea bugetului la Curtea Constituțională. Părerile sunt împărțite însă pentru că oamenii lui Ciolacu nu știu ce să conteste mai exact. O decizie ar urma să fie luată în biroul politic. Colega mea, Bianca Ogarca, are toate detaliile. Bună dimineața, Bianca, te ascultăm! Bun găsit! Socialdemocrații se reunesc în mai puțin de o oră în cadrul ședinței Biroului Politic Național al PSD. Se anunță o ședință importantă, dar și tensionată în același timp, dacă e să ținem cont de discuțiile informale pe care le-au avut socialdemocrații din teritoriu în acest sfârșit de săptămână, în legătură cu atacarea la Curtea Constituțională a legii bugetului. Ei bine, părerile în acest sens sunt împărțite. Unii socialdemocrați susțin că ar trebui ca legea bugetului să fie atacată la Curtea Constituțională, în timp ce alții susțin că nu este oportun. O decizie finală în acest sens se va lua cel mai probabil la finalul acestei ședințe a Biroului Politic Național al PSD. Vă reamintesc faptul că socialdemocrații au depus aproximativ 3.000 de amendamente la legea bugetului de stat, iar printre cele mai importante dintre aceste se referă la pensii, alocații, dar și salarii. Tot în cadrul acestei ședințe, cel mai probabil se va discuta și despre moțiunea simplă împotriva ministrului economiei Claudiu Năsui, moțiune de care spuneau socialdemocrații că o vor depune împotriva ministrului.